și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul slave, Părinte a Toțiitorului, Dumnezeule Savor, care prin pomul vieții cel în mijlocul raiului ai închipuit mai înainte crucea cea de viață, făcătoarea unui născut Fiului Tău, și în locul pomului neascultării prin gustarea din care șarpe cel atot viclean pe strămoșii noștri și cu ei pe tot neamul omenesc i-ai izolit din rai și la moarte i-a dus, ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață pe care preiubitul Tău Fiu, fiind pironit, a murit și cu moarte pe moarte omorât, și toată puterea diavolească a sfărâmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale, armă nebiruită, sfințire și acoperământare și credință, întărire și izbăvire de toate cursele diavolești, nădejdetare de mântuire și neînfruntată spre câștigarea vieții. Pentru aceea, noi, robii Tăi, în dar învrednicindu-ne de multă mila Ta, mulțumitor fiind, cinste și mulțumire și smerită închinăciune aducem Ție, și cu umilință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, pe care credincioșii robii Tăi, din osârdie și din credința cea tare, din dragostea către Tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării și a mântuirii noastre. Și trimite peste noi binecuvântarea Ta cerească, binecuvintează-o și o sfințește pe ea, și umple-o de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit preasfântul trup al Domnului nostru, Iisus Hristos. Așa te rugăm pe Tine, preasfinte Stăpâne, pentru sfintele pătimiri și pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață a unui născut Fiului Tău, care cu sfatul Tău, al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început și al preasfântului Tău Duh, de bunăvoie pentru mântuirea noastră pe lemnul crucii le-a suferit și prin acelea lemnul crucii care era oarecând pe pierzare făcătorilor de rău și celor ce greșeau l-a arătat a fi binecuvântat sfânt și de viață dător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune Ție îl aducem, trimite acum harul preasfântului Tău Duh peste acest semn al crucii și-l binecuvintează. Amin. Și precum prin cruce lumea a izbăvit de osândărea păcatului, așa și pe robii Tăi care cu credință din suflet aduc Ție acest semn al crucii, cu puterea crucii iubitului Tău Fiu, pururea biruitor asupra păcatului a Tăi a fi, te dăruiește toate bunătățile cele pământești cerești. Și prin cruce totdeauna spre bine pe toți credincioșii povățuindu-i la primirea cununilor cerești, că Tu ești izvorul sfințirii, trădător bogat de toate bunătățile și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește această cruce cu harul prea Sfântului Tău Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Tău Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Tău Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pe
pentru odihna sufletelor adormiților, binecredincioșilor, robilor tăi, Ferdinand I, regele României, întregitorul de țară și Maria, regina României, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul Cel, fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. De Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul trupurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai făcut și de un viață limitată. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormite, Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești învierea, viața și odihna adormitorilor tăi, pomenit Hristosul Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormitorilor tăi, Regele Ferdinand și Regina Maria, cu tot neamul lor cel adormit, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Aș vrea să rog pe domnul profesor Filipar să... Pentru că război arcul bătăian în urmă acestui raport pe care l-am lansat regele Ferdinand la 12 septembrie 1919 și în aceea zi regele a dat decretul 4106 prin care a aprobat înființarea societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, care urma să se ocupe de locurile în care erau înmormântați eroii și de operele comemorative, monumente, troițe, obeliscuri ridicate în cinstea acestor. Societatea a funcționat sub acest nume până în 1927, când a luat numele de Societatea Cultului Eroilor, iar în 1940, Așezământul Național de Regina Maria pentru Cultul Eroilor până în 1948, când de a fost desfințată și patrimoniul a trecut la Ministerul Apărării Naționale, la Muzeul Național, care urma să se ocupe de activitatea privind Cultul Eroilor. Și la Călăraș, imediat după înființarea la Sulești, în 7 mai 1920, a luat ființă o societate, o filială a societății Mormintelor Eroilor, a cărui președinte era chiar consecutivul de Ioan Zer,
frate de fluia la Călărășeana a Societății, până în 1948, când am văzut rezultata și am fi doar 3. În momentul 1920, când primicea comandantului garnizoanei, generalul Constantin Răștanu, a fost prezințat cintirul meu de a eroilor, în perioadă ce și s-a momentul 7 septembrie 1924, când se împlineau 8 ani de la înmormântarea în acest cimitir a eroilor marinari căzuți în luptele de la zona de Putaia Sinistra din august 1916. Atunci în oraș a fost mare sărbătoare, tot în oraș au sosit 3 monitoare, domnilorul Putaia, 3 metrile, vasul amiral al flotilei de Dunăre Măcin, împreună cu amiralul comandant al flotilei de Dunăre. Un alt moment important din activitatea societății s-a petrecut în ziua de 2 iunie 1938, când au fost acuse și reîncumate în cimitirul eroilor peste 900 de la peste 900 de eroi din județul Ialomița, care muriseră în luptele din timpul foarte mulți însă în urma epidemiei de tifus sexual tematic care a făcut ravagii în primăvara și în vara 1917 în zona Moldovei. Așa cum vă spuneam, după 1948, societatea a fost desfințată. Ziua eroilor care se sărbătorea în ziua înălțării Domnului s-a mutat în ziua de 9 mai, care era considerată ziua victoriei și ziua independenței din stat a României. Iar după 1990, prin inițiativa unui grup de ofițeri de rezervă și retragere, a fost reînființată Asociația Națională Culturilor, care din 2013 a luat numele Reginei Asociația Națională Culturilor Regina Maria, care la Călărani și-a înființat o filială pentru prima dată în anul 2005, deși antecedente mai existeseră, au acasătate de sărbătoare de care vi le-a pus domnul Colonel Stiger, a încercat imediat după 1990 să ofițeze o filială a asociației, dar nu a avut sorți de zbunte. Asociația a desfășurat, conform statutului, numeroase activități, a ridicat Troițe, de care în acea patronă de către Troița din Junta Fabricii Alice, s-a ocupat de îngrijirea monumentelor din noastră și călărașii de județe, a început să descoperim monumentele de eroi, pentru că înainte de înființarea cimitirului eroilor despre care v-am arătat, cei căzuți pe fronturi erau înmormântați în cimitirul ortodox central sau la Mircea Codră sau în Mercurec, iar la comunele din cimitirele respective. Am reușit împreună cu domnul Dragu să felicităm mormântul căpălătului meu de Becaneș, cu familie Ginevra în Călăraș, mormânt care era părăsit, probabil că se mai avut urmași în oraș, a fost creativitat, s-a pus la loc o placă, pentru că placa inițială nu se știe cum arăta, cum avem început ca să ia mormântul respectiv, a fost creativitat și monumentul eroului invalid, de asemenea, cunoașteți eforturile care au fost depuse pentru reabilitarea cimitirului și pentru propunerea către autoritățile locale de a se da nume de străzi sau de instituții ale unor eroi și președinte Dragu a făcut astfel de propuneri în ședințele Consiliului Local Călăraș. Una dintre atribuțiile mare ale asociației ar fi întocmirea împreună cu personalul primăriilor a cărților de fiecare localitate din județ. Am reușit să realizăm două ediții ale unei ale cărții de aur ale Călărașului. Cartea de aur a început în Orteduța, am terminat astfel cartea de aur a Orteduța Vădăr și lucrăm la partea de la cartea de aur a Orteduța Vădăr.
și probabil că vor urma și prietenilor noștri, autorităților locale, care au fost permanent alături de noi, și toate activitățile judiciare. Este și permanent pentru acești acest efort, vom duce mai câteva deschise în etapă de aniversare. Și domnul Cristaf Cordă, o medalie aniversare, pentru prefect. A plecat. Domnul președinte, am fost invitat în clasele inglese. Au cinstit, să spunem, veteranii de război și eroii neamului nostru. Domnul primar Dragu, fost primar, domnul președinte la Constituția Europa, ei sunt în prezente, colegilor, părinte de lucru, și invitaților, comunitățile municipale, domnul președinte. Să vă mulțumesc pentru ceva și